Bună seara, oameni buni! Bine ați venit la lecția de diabet! Astăzi este a doua lecție, vor fi patru, așa cum v-am promis. Astăzi învățați despre diabet și de la medic și de la pacienți cum anume mișcarea și uneori mișcare înseamnă doar să coborâți scările ajută în diabet. Da? Este un eveniment Sports and Diabetes, este un eveniment sprijinit de Novo Nordisk. Pacientul 2.0 este platforma prin care îl facem și mai cunoscut, dar este evenimentul lui Ionuț Drăgan, pacient și în același timp președintele Sports and Diabetes. El e moderatorul, va duce cadouri, așa că hai să luăm legătura cu el. Bună, Ionuț! Bună seara! Bine ați venit la o... Spune-le oamenilor despre ce vorbim astăzi, te rog. Da, în această lecție vom vorbi despre activitatea fizică, despre beneficiile ei, cum putem face sport și cum ajustăm tratamentul și mai departe cred că să ne spună Mihai despre activitatea fizică. L-ați văzut pe Ionuț cum arată, el este sportiv de adevărat, el face parte chiar dintr-o echipă, echipa Novo Nordisk, este și ciclist, face și triatlon, dar și medicul din seara asta, doctorul Mihail Comșa, este iarăși un sportiv. Nu trebuie să fiți foarte sportivi ca să vă țineți diabetul sub control și prezentarea care urmează a doctorului Comșa este exact despre asta. Dar până atunci trebuie să știți că aveți 3 glucometri de câștigat. Ionuț Drăgan le pune la bătaie și în această zi. Pentru cei care au ratat prima lecție de diabet și a despre nutriție, o să punem chiar în primul comentariu linkul ca să la sfârșitul acestei lecții de o oră, dacă aveți timp, să puteți intra să-l vedeți și pe ăla. Ionuț, ziceai că pui la bătaie și glucometrele de data trecută? Da, înainte să începem această lecție, aș vrea să anunț câștigătorii lecției trecute. A 3 glucometre Contour Plus One oferite de Contour Plus România. Deci avem așa, primul câștigător este Melinda Cristina Stan, al doilea Andreea Mocri, sau cred că așa am pronunțat corect, nu știu, și al treilea câștigător, Lorena Coșau sau Cosau, nu știu. Deci ei sunt cei 3 câștigători al unui glucometru Contour Plus One. Și în această emisiune, lecție și la această lecție vom mai oferi încă 3. Deci lăsați comentariile în live-ul pe pagina noastră Sports and Diabetes și la final vom alege încă 3 câștigători. Așadar, 3 câștigători și în seara asta. Dacă sunteți printre cei care au câștigat sau îi cunoașteți pe cei care au câștigat data trecută, vă rugăm mult, luați legătura direct cu Sports and Diabetes, trimiteți-le un mesaj privat ca să le puteți da adresa la care să primiți glucometrele. Succes! Bună seara! Hai, Ionuț! Așa, bună seara, domnule! Ați ales activitatea fizică și din cauza contextului actual, să zicem în contextul pandemiei global, unde studiile de până acum arată că pacienții care practică activitate fizică își îmbunătățesc, își reduc de fapt factorii de risc care pot duce la evoluție mai neplăcută a tuturor bolilor infecțioase. Practic, activitatea fizică în sine este un factor de protecție împotriva bolilor infecțioase prin multiplele beneficii pe care le aduce la nivelul aparatului cardiovascular. În esență, când vorbim de activitate fizică, vorbim de ceea ce realizează ea asupra vaselor de sânge și asupra inimii, apropo de factor de protecție, și anume reduce riscul semnificativ, riscul de infarct și de accident vascular cerebral, ameliorează valorile tensiunii arteriale la majoritatea pacienților, mai ales cei hipertensivi sau cei cu sindrom metabolic, un status pre-hipertensiune în care avem și exces ponderal și valori crescute ale tensiunii arteriale și ale glicemiei. De asemenea, scade valorile colesterolului LDL, colesterol, așa zisul colesterol rău,
și este printre cei mai puternici factori de creștere ai colesterolului bun în sânge, adică rezultatele sunt semnificative și pe studii de creșterea colesterolului bun, acest colesterol, colesterol numit HDL, High Density Lipoprotein, este un colesterol care protejează sistemul vascular în fața depunerii de plăci de aterom și de evenimente neplăcute cardiovasculare, cum sunt evenimentele ischemice, fie că vorbim de infarct, de AVC sau chiar de ischemii la nivelul membrelor periferice. De cealaltă parte, tot în zona metabolică, vorbim de efectul pe care îl are pe scăderea în greutate a tuturor indivizilor. Aici nu mă refer doar la pacienții cu o anumită boală cronică, ci la toți indivizii, chiar și la cei sănătoși, și totodată la reducerea valorilor glicemiilor, la iarăși la toți pacienții. De asemenea, în categoria asta, pentru că azi ne referim la pacienți cu diabet sau îi trebuie să luăm în calcul și pe cei cu prediabet, adică cei care, conform ghidurilor în vigoare, nu au glicemiile în pragul diabetului, dar au fost informați de către medici, medicul de familie sau orice alt medic care le-a văzut valorile de analizelor de sânge că sunt la risc de a dezvolta diabet. Activitatea fizică are anumite condiții ca să-și existe aceste efecte benefice și anume trebuie practicată cu regularitate. Regularitate înseamnă aproape zilnic, pe cât se poate. Iarăși trebuie să aibă o durată suficientă per repriză, adică o sesiune de activitate fizică nu poate fi, să zicem, 5 minute, ci un pic mai mult, tocmai pentru a-și exercita aceste efecte, pentru ca inima să ajungă la un nivel de puls la care să susțină acest consum energetic. Actualmente, ghidurile spun că pentru adulții și pacienții adulți și pentru cei vârstnici, recomandarea este ca activitatea fizică să însumeze minim 150 de minute pe săptămână, de preferat minim 30 de minute pe zi, de 5 ori pe săptămână. Activitate fizică de intensitate ușoară, medie, dar ar fi de preferat chiar și un pic mai viguroasă. La copii și adolescenți ar fi o recomandare în plus de a fi făcută zilnic, minim o oră. Este vorba de activitate fizică de intensitate medie-mare, deci nu mai vorbim ca la adulți de chiar și grădinăritul putem considera activitate fizică sau chiar deplasatul pe jos la cumpărături pe distanțe mai mari. Vorbim de activitate fizică medie-mare, adică practic joaca unor copii, acea joacă tradițională cu alergat afară, este o activitate fizică de intensitate medie-mare. Și de asemenea recomandă alternarea exercițiilor, odată exerciții de tip cardio, de tip alergare, cu exerciții cu propria greutate, exerciții de forță sau resistance training. Practic, Ionuț vă poate spune aici mai multe detalii despre ce înseamnă pentru el o rutină, apropo de practicarea cu regularitatea activității fizice. Adică, Ionuț, dacă poți să explici tu ce înseamnă o rutină. Înainte să spun un sportiv, ci pentru despre un ciclist. Da, nu, înainte să spun asta, am o întrebare. Activitatea fizică este mai importantă în diabetul de tip 1 sau cel de tip 2? Adică raportat la triada gestionării optime a diabetului, la care din aceste două categorii ocupă o pondere mai mare? Sigur, la toți pacienții cu diabet este ideal să practice activitate fizică, așa cum zic și ghidurile, dar beneficiile terapeutice sunt mai mari la cei cu diabet de tip 2, pentru că în cazul acestora se reduce semnificativ necesarul de medicație și la pacienții cu prediabet activitatea fizică intră în acea recomandare de modificări ale stilului de viață, adică înainte să încep cu medicație la un pacient la care valorile glicemice sunt un pic mai mari decât la normal sau are un exces ponderal, recomandarea e de a practica activitate fizică și da, în momentul acesta e mai importantă la pacienții cu tip 2, dar și la cei cu tip 1, aceste beneficii cardiovasculare pe care le aduce efortul fizic practicat cu regularitate sunt un factor de protecție împotriva complicațiilor diabetului. Iar dacă cineva care practică activitatea fizică, dar nu ajunge să acumuleze 150 de minute pe săptămână, poate beneficia de efectele activității fizice? Adică în mod sigur, da.
În mod sigur, da. Aceste valori de 150 de minute pe săptămână sunt rezultatele care au arătat o semnificație statistică puternică pe grupurile de pacienți din toate categoriile de pacienți cu diabet, adică din pacienți adulți avem pacienți cu alte boli asociate, și atunci s-a făcut un fel de medie. Și aceasta e evaluarea, dar orice creștere a activității fizice uzuale, adică de la statul pe loc și ne-a făcut nimic, doar deplasatul, este un beneficiu. Este un beneficiu clar pe îmbunătățirea echilibrului glicemic și metabolic global. Acum, mulți pacienți se plâng că nu au posibilitatea să practice, mai ales în contextul actual, activitate fizică, nu sunt destule facilități sau stau prea departe, nu este timp. Ideea e că putem crește volumul de consum energetic al zilei, tot conform de activitate fizică, prin mers mai mult pe jos. Adică să coboare din autobuz sau mai devreme cu o stație și tot la fel, să urce mai mult pe scări, la serviciu, acasă, la metrou. Fiecare treaptă urcată în plus, dacă se adună la sfârșitul unei luni, va aduce un beneficiu în sensul scăderii în greutate. Și un alt factor important este pentru cei care vor să-și mențină un nivel de fitness anume, adică cei care deja practică activitate fizică, dar sunt foarte blocați din punct de vedere temporal, nu au o perioadă în care nu pot practica activitatea lor cu regularitate, chiar și urcatul în viteză de trepte, câteva etaje, chiar și mersul mai alert pe stradă, aduce beneficii în menținerea statusului lor de calitate a efortului fizic la nivelul anterior. Este valabilă pentru toți oamenii, nu doar pentru cei cu diabet. Da, cum am studiile acestea care s-au făcut pe nivelul de activitate fizică au avut ca țintă nu pacienții cu diabet, ci toți indivizii. Acum că vine iarăși întrebarea unui dacă avem pacienți care vor să practice activitate fizică, se vor întreba frecvent unde anume să practice activitatea fizică. Atâta timp cât o anumită activitate duce la creșterea pulsului și un consum caloric duce la oboseală, o putem considera activitate fizică. La fel de bine se poate practica la sală, în parc, mai ales în parc, beneficiile sunt semnificative pentru activitatea fizică practicată în aer liber. Și în sală se poate, dar e vorba de activitatea fizică de tip cardio. Majoritatea studiilor de până acum, și e vorba de mai mult de 20 și 30 de ani de când se face o analiză pe activitate fizică, au luat în special în calcul activitate fizică de tip cardio, adică alergare, mers rapid, bicicletă. Da, totodată se poate practica și acasă. Numai de curând, această primăvară, au fost anumite restricții și atunci normal că toate aceste locații, gen parcuri, stradă sau săle, au fost închise și atunci pacienților le rămânea ca singură opțiune practicatul de activitate fizică acasă. Și este și aceasta o soluție. Este o soluție chiar foarte bună într-o situație de criză și aduce beneficiile activității fizice în general. Ceea ce făceam înainte, nu știu, afară și... Nu 100%. Niciodată, practic. E ca și cum ai spune că un sportiv de performanță se poate antrena vreodată în afara unei facilități la nivel de olimpiadă, nu. Dar pentru un pacient menține statusul de fitness, de calitate de rezistență fizică acolo unde trebuie. Adică este un surogat al activității fizice uzuale, de facilități foarte, foarte ok. Acum, în diabet, activitatea fizică poate avea mai multe efecte. În general se vorbește de efectul de scădere a glicemiei. Acesta este un efect odată pe termen scurt, poate produce hipoglicemie la unii pacienți, dar indiferent de tipul de activitate fizică, pe termen lung și mediu reduce glicemiile, ameliorează răspunsul la insulină și prin urmare reduce necesarul de insulină al organismului. Și mă refer la insulină, nu mă refer doar la pacienții care se tratează cu insulină. Vorbesc și de pacienții care au antidiabetice orale sau alte injectabile non-insulinice, care au ca rol să potențeze cumva efectul insulinei produse de pancreasul pacienților. Și atunci când pacienții au nevoie de mai puțină insulină, pancreasul lor poate ajunge să producă relativ suficient sau să se apropie de valori glicemice mai cât mai în zona normalului.
Pe de altă parte, pe termen scurt, există mai mulți factori care trebuie luați în calcul. Pe termen scurt mă refer la imediat după activitate, în următoarea oră, două, trei sau chiar în timpul. Și anume tipul de activitate fizică, adică ce sport anume, vorbim de alergare, de not, de bicicletă, de alpinism, de ce număr de grupe musculare implicate în exercițiu, că există tot felul de exerciții. De exemplu, notul este un tip de exercițiu care implică aproape toate grupele musculare, spre o deosebire de, să zic, orice alt sport care e mai static, cum ar fi față de bicicletă. Bicicleta, da, implică semnificativ. Nu există un sport în care să nu folosești deloc toate grupele musculare, dar pune accent preponderent pe trenul inferior, pe picioare, pe coapse, pe gambe, adică zona de jos. De asemenea, contează intensitatea efortului și contează foarte mult, pentru că această intensitate dă direcția evoluției glicemiei în timpul activității la pacienții cu medicație cu risc, adică medicație care poate determina și hipoglicemie când este supradozată. Așa că să fac o comparație, intensitate, una este să mergi în parc cu bicicleta, că eu nu știu că e în domeniul în ritm de plimbare, și alta este să faci o cățărare, cum se zice, sau un sprint din Pluton, că asta ar fi vocabularul lor, termen specific lor. Și iarăși foarte importantă este durata efortului, adică cu cât un anumit tip de efort, chiar dacă e de intensitate mare, este practicat o perioadă mai lungă, începe și duce glicemia spre zona de scădere. Știm că activitatea fizică scade glicemia, dar sunt cazuri când o și crește. Cel puțin mi se întâmplă câteodată când termin un antrenament să, nu știu, să am o creștere ușoară și să pe vreo jumătate de oră să înceapă să scadă iar. Acesta este un moment, trec mai departe la un alt slide, că e venit cam însuit. Face parte dintr-un consens publicat la un mare congres internațional, care ne spune în poza aceasta despre cum influențează anumite tipuri de activitate creșterea sau scăderea glicemică. Asta pentru a ne ajuta să înțelegem ce anume se va întâmpla cu organismul nostru. Practic, cum vedeți în slide, avem o zonă albastră în jos, care este activitatea aerobă și este activitate care favorizează scăderea glicemiei. Avem zona MOV, este o zonă mixtă, unde pacienții când aleargă într-un tempo relaxat sau se mișcă într-un tempo relaxat, când au mișcări explozive în care consumă foarte multă energie. Și mai este zona roșie, zona de activitate anaerobă, care nu poate fi practicată pe o durată mai lungă de un minut, nici măcar, chiar mai puțin. Și această zonă este intens hiperglicemiantă, adică duce la creșterea glicemiilor. Practic, cu cât durata sportului este mai, activității practicate este mai mare, cu atât ea tinde să devină o activitate hipoglicemiantă, și iar cu cât este mai scurtă și cu intensitate mai mare tip de activitate sporturi, cum ar fi sprintul la 100 de metri sau este o activitate de tip exploziv, o activitate care va crește glicemia. Lucrul acesta se întâmplă din cauza hormonilor implicați, hormonilor de stres care apar. Spre exemplu, la o activitate gen jogging, gen mers relaxat cu bicicleta, nu se secretă hormon de stres, pentru că pacientul e într-o stare relaxată, dar consumă, pentru că dă din picioare. Și acest consum face ca sensibilitatea la insulină să crească și atunci glicemia va scădea. De cealaltă parte, ridicatul de greutăți, sprintul, folosește maximal resursele pacientului, resursele energetice existente în celulă, și atunci creează un stres. Celula hipoxică va duce la secreteza de hormon de stres, care au ca scop prevenirea unei hipoglicemii în cazul în care ar dura mai mult activitatea.
Cei mai mulți pacienți practică activități mixte, mai ales în cazul copiilor care practică un sport gen fotbal, basket, gimnastică, unde când aleargă ușor, se deplasează pe teren în față, înapoi cu toată echipa, e o activitate care reduce la scăderea glicemiilor. Când aleargă exploziv sau aleargă unul contra altuia și atunci activitatea aceea va crește glicemia. Tot în această direcție vine și un studiu destul de interesant cu sprintul maximal de 10 secunde. Acum suntem deja în zona cu evidence-based medicine, în care prevenția hipoglicemiei post-efort s-a realizat prin acel studiu prin exercițiu de intensitate maximală. Și ce făceau autorii studiului? I-au pus pe atleții respectivi cu diabet să se antreneze 20 de minute la intensitate ușoară și vedem că în timpul antrenamentului glicemia scade, începe de la minus 30, 40 și minus 20 în zona hașurată cu gri, este o scădere foarte abruptă, iar pe acel tabel, acea liniuță îngustă neagră care depășește zona cu gri, este sprintul maximal. Vedem că imediat după sprintul maximal, pacienții care au efectuat acel sprint maximal, adică cei care au liniuța cu puncte negre, au avut o zonă de oprire a scăderii glicemiei, se plafonează, după ce scade devine orizontală și chiar după o oră, poate 40 de minute, o oră, începe să crească ușor, pe când ceilalți au continuat și după finalul activității să continua să aibă o glicemie în scădere până la două ore după activitate și probabil că și în continuare, dar nu s-a urmărit mai mult de 120 minute după activitate. Deci să înțeleg că în timpul unui antrenament glicemia scade, iar dacă fac un sprint maximal, poate reduce riscul de hipoglicemie? Da, mai ales la sfârșitul antrenamentului. Riscul acesta de hipoglicemie tardivă, exact asta am spus mai devreme, la pacienții care fac insulina sau iau medicație hipoglicemiantă, cum sunt cei care folosesc sulfonilureice, niște pastile pentru cei cu tip 2, destul de des folosite, ar beneficia de lucrul acesta, pentru că știm că post-efort există această hipoglicemie care poate apărea în timpul nopții, cu efort în care s-a practicat efortul, în timpul efortului sau imediat după, în următoarele câteva ore. Și un astfel de, cel puțin autorii studiului au demonstrat că o astfel de abordare reduce semnificativ rata hipoglicemiilor. Acel burst de activitate de 10 secunde, dar acele 10 secunde nu era un alergat mai tare, ci era maximul cât puteau da din ei atleții. Efectiv, după 10 secunde deja erau pe jos, cum se spune în practică, a dus la secreția unei cantități mari de glucagon, de cortizol, de adrenalină, hormoni care sunt cunoscuți să ducă la creștere semnificative ale glicemiei. Și atunci ei practic au contracarat hipersensibilitatea celulelor musculare care preluau, care preiau ușor după efort glucoza din sânge. Și atunci, da, pentru cei cu risc hipoglicemic, autorii acelui studiu au propus această strategie de prevenție. Acum, în sport, hipoglicemia poate apărea din mai multe cauze. Cele mai multe țin de pacient, practic toate. Și în primul rând, la cei care folosesc insulină, mai ales insulină la mese, o cauză este că nu a ajustat înaintea efortului fizic doza de insulină în conformitate. De obicei trebuie făcută o reducere. Iarăși, în cazul celor care iau pastile, ce pot duce la hipoglicemie, de asemenea ar trebui să reducă poate doza adică să nu ia acea pastilă la masa respectivă, dacă știu că o să practice una cu activitate fizică intensă, sau ar fi trebuit să suplimenteze carbohidrații de dinainte activității, adică să mănânce mai mulți carbohidrați la începutul activității fizice, tocmai pentru a preveni această scădere glicemică care de cele mai multe ori este iminentă. Lucrul ăsta, hipoglicemia pe activitate fizică se întâmplă cel mai frecvent la pacienții cu diabet de tip 2, pentru că aceștia oricum au ca problemă de fond o rezistență la insulină
și când practică efort, rezistența aceea se reduce și atunci insulina pe care eu o produc în mod normal devine mai puternică și din cauza aceasta pot face hipoglicemie în efort. Iar în practică, cel mai des, cauza cea mai deasă pentru astfel de hipoglicemii prin efort fizic, chiar și la eforturi ușoare, la mers la cumpărături, la făcut treabă prin casă, practic pentru unii pacienți care au un status fizic mai slab antrenat, ca să spunem așa, sunt activități fizice destul de solicitante acestea, mai ales de se umblă prin casă, repară ceva, se ridică lucruri și nu au respectat regimul de masă prevăzut în schema. Cel mai des au omis masa, poate gustarea aceea de înainte de activitate și chiar a întârziat masa uzuală, a întârziat prânzul că se apucase să rezolve ceva în grădină. Și atunci, pe de o parte, nu a avut masa la ora la care trebuie și de cealaltă parte a survenit deasupra și această hipersensibilitate la insulină prin efort. Deci este o greșeală frecventă la pacienți, cea mai frecventă greșeală care este cauza hipoglicemiei în efort la pacienți cu diabet de tip 2. Referitor la hipoglicemii după efort, ne ajută glucagonul în acest caz? Hipoglicemii după efort sau în efort? Hipoglicemie după efort. Am înțeles, hipoglicemie tardivă. Dacă vorbim de un efort de durată scurtă, jumătatea aceea de oră care se face zi de zi, da, va avea un efect un pic diminuat, pentru că acest glucagon care se administrează din exterior folosește practic glicogenul, preponderent glicogenul din ficat. Iar dacă noi am făcut un efort mai prelungit, s-a consumat parte și din acest glicogen și atunci poate după un maraton, după un efort fizic de 2-3 ore, s-ar putea ca glucagonul să aibă efect foarte diminuat, să nu fie suficient. De aceea este foarte important aportul oral de glucide și chiar și cu glucagon recomandarea este să se imediat ce se poate relua aportul de glucide după administrarea de glucagon, să se administreze și glucide pe gură, indiferent de valoare la care va ajunge glicemia ulterior, tocmai pentru a evita această rehipoglicemiere, adică de aceea chiar prospectul din preparatele cu glucagon, că vorbim de cele injectabile sau inhalabile nazal, specifică acest lucru pentru a nu se baza pacientul 100% pe acel medicament minune, că s-ar putea să nu fie minune în toate situațiile. Cum se tratează sau se previne hipoglicemia în activitate fizică? Păi, cel mai simplu, cu aport suplimentar de glucide. Glucide în jur de 10-20 de grame de glucide, ținând cont și de înălțimea, greutatea și vârsta individului. Una e să ce necesar de glucide are un copil de 15-20 de kg și 4-5 ani și alta e necesarul de glucide al unui adult de 80-90 de kg. Și de asemenea, suplimentarea, iarăși la start, trebuie un aport suplimentar de glucide de 10-20 de glucide și apoi la fiecare 30-45 de minute de efort susținut pentru a preveni această scădere continuă a glicemiei. Ca și alimente utile, sunt alimente care pot ajuta la o creștere relativ rapidă a glicemiei, cum ar fi fructe, dextroză, sucuri de fructe cu zahăr, mă refer, nu sucuri zero, atenție, nu sucuri cu zero zahăr, pentru că acelea reprezintă un dezastru în hipoglicemie cauzată de efort, că nu au practic glucide și atunci pacientul, foarte, foarte important să citiți înainte declarația nutrițională a sucului și ca zicem că facem reclamă, vorbim de o cola, de o Fanta, au apărut tot felul de variante și concentrația lor în glucide a început să varieze. Înainte era destul de standard, 10-11%, poate 12 la unele sucuri grame de glucide la 100 de mililitri. Acum sunt unele care au 0,7, 1,3 grame de glucide. Deci dacă pacientul nu știe această concentrație în glucide, va considera că 100-150 de mililitri de suc îi asigură cei 15 grame de carbohidrați și în realitate să vorbim doar de 2,5 grame de carbohidrați în acele 150 mililitri de suc și da, pot apărea erori din cauza asta hipoglicemii, deși pacientul crede că a prevenit corect. Și mai important decât tratamentul e prevenția, cel mai important.
și anume testarea glicemiei la începutul efortului și după, mai ales la pacienți, adică la pacienți, în primul rând la pacienții care folosesc medicație hipoglicemiantă, acestea fiind insulinele și alte antidiabetice orale cu acest risc. Cea mai bună metodă de prevenție este senzorul și trendul. Da, exact, senzorul care nu, adică nu ne gândim numai la valoarea glicemiei 120, 150, 200, trendul, ci trendul încotro se îndreaptă, pentru că una e ca un senzor să ne zică faptul că avem glicemia 120 în timp ce alergăm și ai 120, putem sta liniștiți în zona safe. Și doar că dacă ne uităm, e cu scădere verticală și probabil că la următoarea citire, la 5 minute, va fi glicemie 90 sau chiar și mai jos. Adică aceasta este foarte important la cei ce folosesc senzor, să se uite întotdeauna la trend, la direcția curbei și să înțeleagă, să intervină cu anticipare. Adică să nu aștepte ca glicemia să ajungă în zona de în pragul hipoglicemic, pentru că deja e prea târziu, oricum vor dezvolta hipoglicemie dacă în timpul efortului nu au anticipat hipoglicemia și au acționat doar când glicemia a ajuns la pragul pe care l-au stabilit ca fiind de hipoglicemie. Din experiența mea pot să confirm asta. Adică senzorul mă ajută extrem de mult. Pot să mențin glicemia într-un target, adică și trendul, pot să iau, să suplimentez carbohidrați și în funcție de trend, dar contează foarte mult și efortul pe care îl depui. Da, și asta e o chestiune care trebuie analizată dinainte de către pacient, să știe exact încotro îl duce efortul pe care o să-l depună. Acum, pentru ca un pacient diabetic să practice în siguranță activitate fizică, trebuie să întrunească anumite condiții. Practic nu există o restricție de activitate fizică pentru pacienții cu diabet, nu există o contraindicație. Și anume, foarte important să nu prezinte la începutul antrenamentului corpi cetonici în sânge, eventual în urină, în funcție de ce testează, și glicemie mare. Când există corpi cetonici și glicemie mare, fie că vorbim de diabet de tip 1, fie că vorbim de diabet de tip 2, este în organism un deficit de insulină, un deficit semnificativ, care a dus la producerea de cetone, adică de dizolvare de țesut adipos pentru a suplini resurse energetice ale organismului. Și atunci efortul practicat în acest context va duce la creșterea glicemiei și creșterea cantității de corpi cetonici în sânge, și ceea ce ulterior, dacă persistă această stare care cauza corpii cetonici și nu se mai face și efort, să apară un episod de cetoacidoză, ceea ce nu este de dorit. Și asta spun, indiferent că vorbim de tipul 1 sau de tipul 2, în general vorbim de pacienți la care secreția de insulină este insuficientă sau absentă. Și asta se poate întâmpla și în tipul 2. Iarăși să nu înceapă pacienții cu diabet, să nu înceapă activitatea fizică atât timp cât au hipoglicemie, în sensul, mai ales la pacienții cu tip 1, care să spunem că sunt foarte ocupați, foarte grăbiți și vor să apuce activitate fizică, văd că au o glicemie în zona, glicemia lor este în zona de hipoglicemie și atunci decid că ok, o să consum o cantitate mare de hidrați, că știu că vă va scoate din hipoglicemie și chiar dacă mai scade puțin acum, o să fie ok ca să-mi încep activitatea. Pot apărea în situația asta accidente, adică glicemia din zona de jos, din zona hipoglicemică, pe efort fizic glicemia va scădea și mai mult și mai repede și chiar înainte ca acele glucide pe care le-au mâncat înaintea efortului să intre în sânge, să crească glicemia, pot dezvolta o hipoglicemie puternică, ceea ce poate duce la accidentări. Adică imaginează-ți tu, Ion, cum ar fi să mergi cu bicicleta, să ai o glicemie de 60 și ceva la start și ca să nu pierzi plutonul, pleci așa și zici că bei mult energizant ca să-ți crească glicemia, voi fiind cu plutonul pe șosea, pe marginea drumului național. În primul rând, cred că pot să încetinească absorbția carbohidraților efortul. Ar trebui să oprești. Exact. Asta e recomandarea, ca și hipoglicemia la condus. Adică este recomandarea este pacientul să se oprească din activitatea pe care o practică. Activitate cu risc și condusul și efortul fizic poate fi o activitate cu risc, până la remiterea simptomelor și ajungerea valorilor glicemiei într-un nivel de siguranță. Nivelul de siguranță care poate varia de la individ la individ și în funcție de ce medicație are în spate. Niciodată să se angajeze într-o activitate fizică pornind cu o glicemie mică, chiar dacă a suplimentat cu glucide înainte, pentru că accidentele pot apărea oricând și e pusă în pericol chiar viața pacientului.
Iarăși foarte important este ca în timpul activității să fie pregătit cu glucide suplimentare pentru a preveni sau trata o hipoglicemie care apare. Adică nu e suficient să se bazeze că un pacient, că vorbim că e cu tip 1 sau cu tip 2 și începe să facă activitate fizică, poate vrea să meargă la o plimbare mai prelungă pe jos, să plece el fără ceva aport glucidic, niște plicuri de zahăr, suc, ceva dulce. Iarăși este foarte important, mai ales la pacienții care practică un sport mai serios, chiar dacă nu sunt profesioniști, dar se antrenează la modul serios, să știe ce evoluție glicemică va fi în urma tipului de efort pe care îl practică și să ia măsurile necesare sau să adapteze dinamica efortului respectiv în funcție de glicemia la pornire, să-și ajusteze în așa fel tratamentul. Și legat de acest lucru, cel mai bine ar fi ca pentru acești pacienți care vor să practice frecvent activitate fizică sau un anume tip de activitate fizică să stabilească cu medicul diabetolog, adică să discute, să explice exact despre ce tip de activitate fizică doresc să practice, să stabilească care ar fi intervalul glicemic de siguranță, atât la start cât și pe parcursul, cum să procedeze cu mesele înainte de efort sau mult înainte de efort, imediat înainte de efort și de asemenea cum să procedeze cu medicația, cu administrarea medicației înainte de efort. Da, nu, ce cantități, ce doze, pentru că este foarte important, deoarece dacă glicemia nu e în ținte, nu e într-un niște parametri optimi și calitatea antrenamentului pentru pregătirea fizică, vorbesc acum de un sportiv de performanță, va fi mult mai proastă. Imaginați-vă un sportiv care se antrenează pe o glicemie extremă, fie că vorbim de o glicemie de 60-70, performanțele lui vor fi mult diminuate. De asemenea, vor fi și dacă vorbim de o glicemie de 400, nu atât de grav ca în cazul hipoglicemiei, dar da, vor fi diminuate. Practic, în cazul unei hipoglicemii nici nu poți să mai faci, adică nu poți să te mai miști. Mie mi s-a întâmplat odată și pur și simplu nu. Și era severă? Puteam să... Era o hipoglicemie? Cam ce valoare ar fi fost atunci? Ar fost? În jur de 60-70. Ok, de 70 nu e o hipoglicemie severă, că dacă e să luăm tabelele actuale, glicemia normală este... Probabil că atâta mi-a arătat pe senzor, era... Probabil că mai jos, dar chiar și așa, la valoarea de 70 în timpul efortului fizic este o valoare care scade performanța la orice individ, inclusiv la indivizii sănătoși, o valoare a glicemiei. Apropo de discuția asta, și a apărut un... Poate știți, a apărut un senzor, de senzorul de la... Abbott, da. Freestyle-ul. Acum au mai scos o variantă pentru sportivi, adică acela senzor e conectat pentru la... sportivii nu cu diabet, sportivii sănătoși, pentru a-și maximiza ca performanța antrenamentului, astfel încât să mențină glicemia în ținte exacte, să se hidrateze și să aibă un aport glucidic optim. Adică recomandarea aceasta de aport glucidic pe care o au și ghidurile la pacienții care practică activitate fizică de intensitate medie, mare, antrenament serios, este identică cu cea de la individului sănătoși. Prin urmare, ghidurile nu fac diferență între un sportiv cu diabet și un sportiv fără, în ceea ce privește recomandările de suplimentare nutritivă în cursul antrenamentului. Sunt oameni sănătoși care îmi spun la antrenamente că merg la antrenament cu... ce iau eu, gel sau băutură izotonică sau așa. Adică în timpul antrenamentului nu consum, el merge cu gel doar la un concurs sau cu un baton sau cu o băutură izotonică. Iar în timpul antrenamentului el nu folosește. Și mi se pare o prostie, pentru că și în timpul antrenamentului tot un efort depui. Da, dacă este vorbim de sportivii care vorbim practică... Vorbim de un sportiv exact, de performanță, un sportiv care are ambiții... Care face sport, se la pregătește serios, ca un sportiv de performanță. Da, în cazul acestora, da, toate studiile arată că suplimentarea cu doze mici de glucide pe parcursul activității crește gradul de performanță, tocmai prin menținerea glicemiei la un nivel optim, peste zona aceasta de 70, în zona 80-80 ceva, unde fluxul electric la nivelul țesutului nervos către mușchi este optim și totodată asigură și aportul nutritiv al musculaturii.
Dar situația asta se aplică indivizilor care se antrenează la modul serios. Pacienții care practică o activitate leisure, fizică de leisure, adică de plăcere, pentru sănătate, ușoară, cum ar spune un sportiv de performanță, nu trebuie să facă un exces cu alimentarea sau să urmărească un program fix de alimentare, ci doar aceste mici reguli de a avea niște glucide la ei, de a lua 50, hidrat 15, 20, mă rog, depinde de ce tip de efort practică și din când în când, dacă e efortul mai lung, să mai ia un supliment glucidic, este arhi suficient. Acum, pentru că ajungem și la concluzii cu prezentarea aceasta, trebuie spus că activitatea fizică este destinată tuturor persoanelor. Majoritatea studiilor nu au vizat pacienții cu diabet, nici pe departe, au vizat absolut toți indivizii sănătoși și ce beneficii pentru sănătate are activitatea fizică. Condiția esențială pentru toate beneficii activității fizice și la nivelul pacienților cardiaci și în cazul pacienților renali și în cazul pacienților diabetici este ca ea să fie practicată cu regularitate. Măcar acea doză minimă de 150 de minute pe săptămână ar trebui să fie respectată. Iarăși este important să se respecte aceste reguli generale de siguranță la pacienții cu diabet, și anume glicemia să fie într-o zonă de siguranță, să nu înceapă cu hipoglicemie, să aibă la ei glucide pentru situațiile în care apare o hipoglicemie, de asemenea să nu plece cu glicemie foarte mare sau dacă există și corpi cetonici sau au o stare de rău care poate masca. Deci nu sunt pacienți care folosesc, nu au teste de glicemie pentru că nu sunt asigurate de programul național, la pacienții care nu folosesc terapii insulinice și care de asemenea în anumite situații pot dezvolta corpi cetonici, poate într-o infecție, și atunci când există o stare de rău nu ar trebui practicat activitatea fizică, pentru ca nu cumva acea stare de rău să nu fie de fapt un dezechilibru glicemic semnificativ și prin activitate fizică să contribuie mai mult la lucrul acesta. Și foarte important că există la pacienții, mai ales la copiii cu diabet de tip 1, există anumite rețineri referitoare la cluburile sportive unde se practică sport de performanță. Nu există nicio contraindicație la un copil cu diabet în a practica un sport de performanță. Sigur, trebuie să pun accentul pe prevenția hipoglicemiei, să aibă o discuție mai serioasă cu medicul despre tipul de activitate, adică are nevoie de un nivel de pregătire în plus, atât, dar din punct de vedere fizic nu există o contraindicație a acelui copil pentru a practica sport de performanță. Am tot primit mesaje din partea părinților cu copii care făceau sport de performanță și după diagnostic cumva l-au respins și nici medicul care îi pune viza medicală anuală nu vrea să-i dea viza, adică nu înțeleg de ce. Aceste o problemă la nivel de reglementare și înțelegerea reglementărilor. Există cumva acei pacienți, acei copii trebuie să facă dovada sau măcar medicul diabetolog să ceară un fel de adeverință de medicul diabetolog în care, după ce acesta a verificat că pacienții înțeleg ce înseamnă o hipoglicemie, știu să o trateze și să prevină. Ideea este că în medicii de medicină sportivă, medicii echipelor, nu vor să apară accidentări din motive medicale și este o temere cât se poate de serioasă. Nu și-ar dori nimeni ca pe terenul de sport, la un meci sau într-un antrenament, un copil să aibă o hipoglicemie severă. Prin urmare, cade în sarcina copii mai mult a părinților în cazul acesta și a medicului curant să stabilească o strategie de prevenție, de recunoaștere a hipoglicemiei, astfel încât acele condiții de siguranță în practicarea efortului fizic să fie întrunite. Mă gândesc că în ziua de azi este mult mai ușor să, mai ales că purtăm senzor. Cu atât mai mult la cei care poartă senzor, da, în cazul copiilor, da. Programul de senzor este foarte important, mai ales pentru un copil care practică activitate fizică. Referitor la glicemia, de care este glicemia indicată ca să începi o activitate sportivă? Aici e o discuție care trebuie individualizată. Fiecare pacient are o glicemie proprie. De ce? Ține de echilibrul lui general și de experiențele anterioare.
În general se recomandă o valoare undeva peste 120-130, tocmai din cauza că cu cât avem o glicemie mai mică, cu atât tendința de într-un grafic liniar, cu atât tendința de hipoglicemiere este mai severă și atunci una este să înceapă scăderea Și de la o probabil și mai glicemie, rapid. da, și mai rapidă, mai violentă. Și atunci una este să înceapă hipoglicemia de la o valoare de 140 unde mai are timp pacientul și alta este să înceapă cu o glicemie de, să zicem, 87 în glicemia, în punctul izoglicemic și să înceapă cu acea valoare și atunci în secunda, în 5-10 minute deja să ajungă la 50. Deci de la 140 la 110 e un lucru, e tot în zona safe, de la 80 la este zona nu prea safe sau măcar la acea valoare de 80 să ia în calcul aportul suplimentar mai aportul de glucide în cantitate mai mare, tocmai pentru a atinge acel 140, în medie o valoare de undeva între 130, 150, poate 160, 180, depinde de istoric. Sunt sportivi de performanță cu diabet care, în general, antrenamente vor să plece cu o valoare de 180, se simt safe. Și alții pleacă foarte bine cu o valoare de 120. Depinde de tipul de insulină folosită, depinde, tocmai asta trebuie consultație specială cu a fiecărui pacient cu medicului pe tema asta. Nu există one size fits all, adică nu exclus să fie o variantă pentru toți, aceeași variantă. Și referitor la glicemie, ce se întâmplă dacă pleci cu o glicemie mare la antrenament? Să zicem, nu știu, peste 300. Îi depinde. Depinde foarte mult de următorii factori. Dacă acea glicemie mare apare ca urmare a unui aport exagerat de glucide, dar cantitatea de insulină acoperă nevoile organismului din acel moment, acea glicemie nu va crește foarte mult, ci va începe de asemenea să scadă, nu atât de repede, nu atât de bine, dar nu ar fi o problemă atât de mare. Însă, în practică se folosește regula aceasta ca glicemia să nu fie mai mare de 250, tocmai pentru că există riscul ca de obicei, nu-i normal ca o glicemie să fie 300, cât ai zis, nu știu, 300 și ceva, 340, 350 la niciun pacient și ne punem semne de întrebare. Ori că a greșit sau a mâncat ceva hidrați ultrarapizi, n-a calculat corect, ori poate este o problemă în spate, poate este o infecție, poate insulina e alterată și n-a funcționat bine. Și atunci apare riscul acesta de acidoză, de corpi cetonici de care am vorbit inițial. Și în cazul acesta se folosește un prag de siguranță. Dacă glicemia e atât de mare, costă, cum ai zis, 350, eventual se face o corecție, se amână un pic, mică, o corecție nu foarte mare, activitatea fizică. Se observă faptul că acea corecție a avut efect și anume glicemia n-a mai crescut mai mult, ci a scăzut un pic de la momentul corecției după o oră, să zicem, ceea ce spune că, într-adevăr, glicemia are potențial să scadă în timpul activității fizice și nu există acest risc uriaș de a face corpi cetonici. Dar cel mai important, ideal ar fi să se testeze corpii cetonici, numai că nu prea există astfel de teste în piață, nici pentru urină, nici pentru sânge, doar pe diverse site-uri, dar destul de greu de găsit direct, așa, în farmacie. Spun asta pentru că eu am plecat la un antrenament cu o glicemie de 360 și nu mai știu care, ce s-a întâmplat, de mi-a crescut așa de mult. Trebuia să mă duc și la antrenament și eu am făcut o corecție cu insulină. Nu i-am dat atâta insulină cât aveam nevoie pentru a Da. corecta acea glicemie. Am dat-o, nu știu, am ținut cont de, cum să zic, de unitatea aia, că în timpul efortului are un efect mai mare de 4-5 ori. Și în timpul efortului, unitatea aia, în loc de 5, mi-a scăzut glicemia la normal și într-un timp foarte scurt. Da, Adică, nu știu, asta mai spune puțin de o că jumătate de practic. oră sau nu știu dacă a trecuse o oră, mi-a scăzut glicemia la 360 și cât aveam momentul ăla la 100. Asta spune practic exact ce am subliniat eu mai devreme, și anume corpul tău nu ducea lipsă de insulină, doar ai avut un aport exagerat de glucide. Și atunci corpul va răspunde la insulină în efort prin scăderea glicemiei, dar tu ai avut senzor, a fost o altă situație. Pentru mulți pacienți e bine să fie mai precaut la astfel de evenimente și să urmărească întâi până învață exact acest lucru. Iarăși, de-aia insist că ar trebui să stabilească cu medicul ce protocol să aplice în funcție de glicemia respectivă și de tratamentul lor.
Bine, eu am plecat la antrenament pentru că mă cunoșteam destul de exact, bine. Știam asta cum vreau să răspund, ce o să se întâmple. Știam cum răspund la unitatea aia care am făcut-o. Și, dar nu recomand nimănui să plece dacă nu se cunoaște. Exact, de asta e cel mai important. Mai ales să se cunoască dinainte ce urmează, ce are, ce s-ar putea întâmpla și să fi vorbit dinainte cu medicul ce măsuri să ia. Pentru că ideea aceasta de a face unitate poate nu e cea mai bună idee pentru toată lumea, nici pe departe, sau poate ar fi fost insuficient în cazul altor pacienți. Și atunci, pentru public, nu faceți exact ce a făcut Ionuț, rețineți doar ca idee cum a procedat el, dar în cazurile dumneavoastră încercați o abordare proprie, bazată pe tot ce știți despre evoluția dumneavoastră în sport, în dozele de tratament și mese. Aici am terminat eu cu prezentarea. Cam atât, Lucian. Avem întrebări ceva? În principiu, lumea este foarte înțelegătoare și vă urmărește foarte atent. Dar ca întotdeauna sunt și întrebări. Ce e mai important, ce se întâmplă mai mult, este că oameni care s-au uitat la lecția de diabet numărul 1 se uită și la lecția de diabet numărul 2, deci acești peste 100 de oameni din fiecare moment, adică sute în total, sunt deja spectatori tradiționale ai lecției de diabet. Între ei și unul dintre câștigătorii glucometrelor, căci este o ea, i-am cerut adresa și așa că urmează să primească glucometrul. Nu uitați, Ionuț are 3 glucometre și astăzi, da? Deci la sfârșitul poveștii de astăzi, va alege din comentarii 3 glucometre. Ei bine, la lecția de diabet numărul 3 vom avea câștigătorii acestei ediții. Care e lecția de diabet numărul 3? Da, lecția numărul 3 vom vorbi despre terapiile invazive. Cred că mai multe ne poate spune domnul doctor. Adică ca să nu speriem pe oameni. Injecții. Injecții și înțepături. Și unde ne trebuie asta înțepături. Înseamnă și măsuratul de glicemie și senzori și pompe și pompe și insulină. Și insulină și nu numai, există și alte injectabile. Similare ca aspect și administrare insulinilor, dar care nu sunt insuline. Și vorbim cel mai mult despre zona aceasta în care teama pacientului de o terapie injectabilă și ce anume face acea terapie mai bine și ce înseamnă de fapt injecțiile. Că mulți pacienți când se aud de injecții vor să gândesc că e stadiul terminal al diabetului și că urmează doar cei mai rău, când situația s-ar putea să fie exact invers, să fie mult mai bine. Și vrem să clarificăm un pic lucrurile acestea. Bun. Să o luăm cu începutul. Doamna Violeta Manea, bună seara, am 52 de ani și fac mișcare zilnic. Mers alerg câte 8 km, cam 12-13 minute pe kilometru. E exagerat sau pot continua zilnic? Mulțumesc frumos! 8 km, 12 minute pe kilometru? Nu, încercam să calculez ca distanță. Deci, practic, este dacă merge face zilnic... 8, doamna face 8 km și dacă e să o luăm la timp, merge o oră jumate spre două ore este în fiecare foarte, zi. Este foarte bine, nu e exagerat. Din contră, dacă îi permite timpul să facă în fiecare zi lucrul acesta, este foarte bine. Iar dacă timpul nu îi va mai permite această rutină, poate merge nit și mai alert. Dacă nu mai are timp o oră și jumătate, cum ai calculat tu, ar putea să meargă, poate această distanță în timp și mai alert și tot e un beneficiu. Adică da, e keep going, cum se spune în jurul. E absolut corect ceea ce face și foarte bine. Doamna Melinda Cristiana Stan, fetița mea în vârstă de 9 ani și jumătate, diagnosticată cu tip 1 în urmă cu 3 luni, este un copil care face sport de performanță. Ea practică gimnastica și datorită domnului Comșa am înțeles că ar putea continua sportul. Așa e, nu, domnul doctor? Da, categoric e indicat să continue sportul. Sigur, de la debut e o perioadă în care apar niște schimbări, apare poate remisia,
unde sunt fluctuații mai rapide ale glicemiei, dar în esență poate trebuie un pic o adaptare a efortului fizic dacă e risc de hipoglicemie semnificativ până ajunge să se adapteze tratamentul, știu, în câteva zile, dar în mod clar nu trebuie oprit, pentru că e vorba de acest stil. Pacienții, copiii care practică sport de performanță au un stil de viață în lucrul acesta și asta trebuie introdus în schema de tratament. Adică nu punem o schemă de tratament insulinic și apoi adaptăm sportul la ea, ci stabilim schema alimentară a copilului, schema vieții de zi cu zi, școală, acasă, la sport și abia apoi gestionăm în funcție de toate aceste variabile stilul, mă rog, schema, dozele de insulină, orarul, tipul de insulină. Deci da, sportul de performanță trebuie practicat, de încurajat la toți, de pe sportul în general, dacă e de performanță, foarte bine. Vine să confirme cu o poveste din familie și doamna Adela Luca, pentru că este, zice dânsa, e benefică orice activitate fizică. Am o fetiță de 5 ani, depistată de un an cu diabet zaharat. Pe timp de vară era toată ziua pe afară, se juca cu copiii și de multe ori se resimțea pe timpul nopții având hiperglicemie. Ziua având glicemia între 80 și 120. Hiperglicemie sau hipoglicemie, că n-am înțeles. Eu zic că e hipo, dar e scris cu negru pe alb hiper. Am înțeles. Se dar poate înțeleg că acesta, nu e exclus. Uh-huh, uh-huh. Dar trebuia ca să se evite aceste hiperglicemii, sigur se gestionează un pic tratamentul, poate e nevoia, se crește, se schimbă cumva parametri, insulina lentă, insulina rapidă, mese mai bogate seara sau poate mai bogate în prima parte a zilei și mai sărace în calorii și glucide și proteine lipide seara, există o soluție întotdeauna, nu e? Dar da, între, cum a spus și doamna, vara era într-un fel și acum iarna se schimbă lucrurile, întotdeauna există modificări și de-aia trebuie o relație destul de... Consultațiile la diabetolog trebuie făcute serios, nu doar amânate și mers pentru strict pentru a stabili niște doze și atât. Pentru că se persistă niște erori de multe ori și atunci e păcat. Doamna Mihaela Mitruț, am și o întrebare, am diabet de tip 2, dar am și operație de cancer uterin. Ce sport aș putea să fac sau am voie să fac sport? Ține foarte mult de intervenția chirurgicală respectivă. Chirurgul, în funcție de tipul de operație pe care a practicat-o, tipul de incizie, în ce zonă s-a situat, în ce mușchi au fost afectați, unde e sutura, îi poate spune pacientii ce ani mișcări să nu facă, dar da, există pentru orice pacient, indiferent de ce operație a practicat, o formă de activitate fizică care să poate fi practicată în siguranță și să aducă beneficiile activității fizice pe care le are orice individ care practică activitate fizică. Dar sigur, la acești pacienți e mai restrâns, dar nu se poate spune așa fără să știe exact detaliile operatorii, ce tip de activitate fizică. Trebuie practicat o activitate fizică care implică mișcări ce nu pun în pericol suturile respective sau zonele anatomice afectate în cadrul operației. Ne întoarcem la diabet de tip 1 și doar diabet de tip 1. Doamna Bea Antal ne întreabă dacă este indicat să facem sport cu intensitate mare, în sensul dacă e permis, cred că da. E sensul întrebării, pentru că timp de o oră sau mai mult, dacă avem intensitate mare, da. Chiar dacă vorbim de adolescenți și copii, ghidul spunea așa că de intensitate moderată mare, minim o oră pe zi. Deci da, e în conformitate cu ce spune ghidul. Sigur, nu va fi intensitate tip sprintul acela maximal, cum era în studiu, pentru că maximal înseamnă că nu apuci să mai adaugi oxigen pentru mișcare. Dar este o intensitate care va aduce beneficii în plus și chiar e această noțiune de interval training care aduce beneficii metabolice mult mai mari decât activitățile uzuale într-o zonă de efort staționar, plafon. Și da, este indicat. Doamna Maria Mioara Hiliuță ne întreabă dacă este o anumită glicemie de la care este interzis efortul fizic, pentru că are o nepoată care face atletism și e preocupată de situația asta dânsa ca am detaliat mai devreme în slide-ul de mai devreme.
Trebuie stabilit exact în ce context e acea glicemie mare și ce mai există în spate, câtă insulină e activă sau ce medicație ia pacientul, ce hipoglicemie a făcut în trecut, că poate unor e bine să percepe o glicemie mai mare, dacă are risc de a dezvolta corpi cetonici. Deci această valoare trebuie stabilită cu diabetologul, în primul rând. Bun. În general se ia standardul acela, 250 recomandat de studii, să încerce să nu practice activitate fizică de intensitate foarte mare la valoare mai mare de 250 sau să verifice poate și corpii cetonici dacă e musai să practice acea activitate astfel încât să nu fie corpi cetonici. Și atunci glicemia poate deci, merge un pic și... mai sus. Puțin mai jos, tot dânsa întreabă dacă se duce totuși la un concurs și trece de 250, ce are de făcut? În momentul acela depinde de cât durează activitatea la acel concurs. Sigur, în decurs de jumătate de oră, o oră, nu va fi un impact semnificativ pe organism. Pe de altă parte, cum a zis și Ionuț, el a avut o glicemie de 350, a făcut o unitate și apoi a ajuns cu ea la normal. Situația se poate întâmpla și la acel concurs. Chiar este foarte important în funcție de dozele pacientului, doza totală cumulată de insulină, să stabilească cu medicul dacă e cazul să facă vreo corecție sau poate merge mai departe cu acea glicemie și cât timp va dura proba sportivă sau probele sportive de la acel concurs, cât vor însuma ca timp, apropo de risc de hipoglicemie sau de hiperglicemie. Dar nu e limita Doru de Mărmurianu. 250 relativă. Doru Mărmurianu, când e mai indicată mișcarea? Dimineața sau seara? Bună întrebarea. Se pare că dimineața, de exemplu, avem mai mulți factori aici. Dimineața apar hormonii hiperglicemianți, hormonii asociați trezirii, cortizol, catecolamine, chiar și glucagon. Și atunci, da, acești hormoni dau rezistență la insulină și atunci mișcarea dimineața duce la creșterea sensibilității la insulină, adică e exact efectul opus al acestor hormoni și atunci aduce un beneficiu dimineața. Pe de altă parte, sunt alte studii care au arătat că după masă, de exemplu, poate seara, dacă masa de seară e foarte bogată, mișcarea ușoară după masa de seară reduce excursia hiperglicemică postprandială. Chiar foarte multe studii au urmărit efectul acesta al efortului, jumătate de oră de efort ușor, mers, plimbare, după masă. Și au arătat rezultate foarte bune. Bine, în ideea că nu apare hipoglicemie, adică efort practicat în condiții de siguranță. Depinde și de disponibilitatea temporală a pacientului dimineața sau seara. Cred că asta e mai important. Ambele sunt variante ok. Bună seara, zice doamna Emilia Marcus, sunt mama Iuliei de 16 ani și jumătate, care practica înainte de diagnostic atletism de performanță. După 4 luni de pauză a reluat antrenamentele și la finalul lunii, în data de 31, va avea un concurs de 10 km marș. Știu că poate să facă hipo chiar și la 8 sau 12 ore după ce a făcut efortul. Ce întreabă este că doamna Marcus spune, va avea copilul asupra ei zahăr, dextroză, glucoză și e și monitorizată cu senzori. Întrebarea dânsei este dacă glicemia ar putea să o ia în sus rău, adică să treacă de 300. În timpul probei respective? Sau după, că înțeleg eu și că după, temerea este... Da. Poate să apară și după, pentru că în timpul efortului consumul mare de energie, de calorii face ca celulele să fie mai sensibile la insulină și chiar dacă se eliberează hormon de stres, aceștia să nu se exercite în tocmai efectul, dar după ce se oprește din activitatea fizică brusc, pulsul scade, adică se normalizează, nu mai e acel consum mare și atunci acești hormoni cauzați de acel efort intens să rămână în circulație și aceștia să crească glicemia după efort. Se poate întâmpla și lucrul acesta, cel puțin în prima parte după efort, poate o oră, două, trei, după care pe timpul nopții să apară hipoglicemie pe doze uzuale, pe dozele clasice de insulină, prin sensibilitatea care apare odată cu terminarea efectului acestor hormoni, că și ei sunt niște molecule care circulă prin sânge o perioadă, după care dispar, sunt degradați și în acel moment ei nu mai cresc glicemia și celulele tind să-și refacă rezervele energetice și atunci folosesc insulina mai puternic și
apare riscul de hipoglicemie. Deci, într-adevăr, în prima fază poate apărea hiperglicemie o oră, două, trei după, după care să avem tendință la hipoglicemie. Dar aceasta trebuie, sigur, testat în cadrul antrenamentelor, în antrenamente similare competiției și stabilit cu medicul diabetolog exact ce trebuie să facă astfel încât să fie cât mai sigur. Și de la un eveniment la altul va ști, va îmbunătăți performanța în gestionarea glicemiei. Important este să se evite hipoglicemia, cel puțin la început. Și tot timpul să se evite, dar mai ales acum la început, la pacienții recent diagnosticați. Domnul Nick Romeo ne povestește despre un efect interesant al unei activități fizice indirecte și anume, în cazul copilului meu, zice dânsul, 17 ani, după o oră de kinetoterapie apare o ușoară creștere a glicemiei, după un timp își revine, iar masa următoare o ia cu mai puțină insulină, deoarece scăderea glicemiei va continua să nivelul glicemiei va continua să scadă ușor. Întreabă dacă există o explicație. Da, există o explicație. Kinetoterapia duce la contracție musculară. Este ca un exercițiu anaerob. Este ca, să zicem, efortul la sală. Efortul cu greutatea proprie. Asta este un resistance training. Acest tip de efort, dacă ne uităm în spate în acel tabel cu cel care ridică haltere, este un efort care tinde să crească glicemia. După care consumul realizat, consumul la nivelul calorii realizat la nivelul celulelor face ca aceste celule să preia insulină și glucoză mai ușor din sânge și atunci apare hipoglicemia tardivă. Da, este ceva explicabil. Kinetoterapia nu este pasivă, este o mișcare cât se poate de activă, mai ales că vorbim de dezvoltarea unor grupe musculare și se implicate grupe mari. Mușchii spatelui, mușchii abdomenului și atunci da, se consumă mult. În prima fază este un efort de intensitate mare și mai puțin aerob, după care apare efectul acesta pe termen mediu și lung, adică efectul hipoglicemiant, cum am zis mai trecut, pe termen mediu și lung, activitatea fizică reduce glicemiile. De-aia am pus diferența între termen scurt și termen mediu și lung. Avem o întrebare și despre mișcarea în diabetul gestațional. Doamna Despina Lador, bună seara, aș avea nevoie de sfatul dumneavoastră. Sunt însărcinată în trimestrul 3 și am fost diagnosticată cu diabet gestațional. Cam de 10 zile a început și insulina seara cu cele mai mici cantități de insulină, iar momentan sunt la 12 unități și încă nicio schimbare în ceea ce privește glicemiile de dimineață. Are constant între 100 și 110. Cele de peste zi reușesc să le țin cu regim alimentar. Oare cum ar fi recomandat să fac sport dimineața sau seara cu precădere? Realmente, practic, această pacientă, din ce înțelegem, vine cu glicemii mari, mai mari, peste noapte. Și atunci, dacă luăm acest efect pe termen mediu al activității fizice, un efort practicat seara va duce la glicemii mai mici peste noapte. Vine cu glicemii mai mari decât țintele în sarcină. Și atunci, da, ar putea fi practicat seara și mai bine ar trebui să discute cu medicul ajustarea dozelor. Adică nu este o glicemie în ținte și glicemia de dimineață în sarcină este una foarte importantă, foarte, foarte importantă. Adică mai sunt erori se pot întâmpla la mese și e normal, e vorba de calcule fine și doze, dar la glicemia la trezire este foarte importantă și clar trebuie să umble până la activitatea fizică trebuie să se stabilească cumva, să stabilească cu medicul să ajusteze tratamentul. Deci o recomandare generală pentru toți cei care au întrebări exacte despre situația lor personală este să vorbiți cu medicul foarte dumneavoastră important. Curant. Da? Foarte important. Și este subliniat acest lucru este subliniat și de doamna Angela Mesaroș, care povestește despre pacienții diabet din echipa Dia România care au participat la campionatul european de fotbal în sală cu brio. Firește sub îndrumarea doctorului diabetolog Daniel Cosma și nu au avut nicio problemă. Deci se poate spune exact. Și dânsa și cred că spunem cu toți. Și numai că au participat, au și câștigat, parcă din ce mi-am exact, amintesc. Așa, una dintre ediții a fost câștigată, felicitări lor. Ionuț, ce ne așteaptă peste două săptămâni la lecția numărul 3? Trebuie să știi că foarte, foarte multă lume te felicită pentru ideea proiectului pe care l-ai făcut și firește mulțumirile sunt și către domnul doctor și de la Despina Lador și de la Nick Romeo și de la doamna Hiliuță
o mulțime de aplauze și de mulțumiri pentru amândoi. Deci, ce ne paște peste 2 săptămâni, Ionuț? Păi, în primul rând, vă mulțumesc frumos pentru aprecieri. Ce să ne aștepte? O nouă lecție. Vorbim despre terapiile invazive, cum a spus domnul doctor, injecții, senzorii, glicemii, pompe. Ce înseamnă ele și ce beneficii aduc și practic ideea de înțepătură ar trebui să reușim ca pacienții să înțeleagă că teama aceasta de înțepătură, de un mic, foarte mic traumatism nu e justificată raportat la beneficiile pe care le pot aduce în situația lor aceste terapii. Pentru Și că mai. noi în clinică noi ne lovim frecvent de lucrul acesta la pacienți, mai ales la pacienții cu tip 2, că la tipul 1 toți fac insulina, asta este, dar la pacienții cu tipul 2, eventual trecerea pe insulină, trecerea pe o terapie injectabilă, întâlnim des opunerea pacienților față de această decizie terapeutică și de multe ori suntem rugați să mai amânăm un pic, să mai amânăm un pic. Haideți încă 3 luni, hai până la următoarea rețetă că sunt sărbătorile, hai că lucru destul de greșit. Și ar fi bine ca pacienții să înțeleagă, poate și pe calea acestei emisiuni, că e în beneficiul lor să știe exact ce le aduce în plus și ce le aduce, poate aduce în plus terapie injectabile și de ce medicii doresc să le propună aceste terapii, să nu se considere că e vorba de ceva dezastros și că situația lor e dramatică, nici pe departe. Mulțumim, domnule doctor, mulțumim mult, Ionuț Și eu vă Drăgan. mulțumesc. Oameni buni, Mulțumesc și vă eu. mulțumim mult că v-ați uitat. Este un proiect Sports and Diabetes sprijinit de Novo Nordisk. Pacientul 2.0 este partenerul acestui proiect. O seară minunată vă doresc. Lecția numărul 3 urmează în fix 2 săptămâni. Urmăriți-ne pe Facebook ca să vedeți.